Rapidul are lovitura de începere. A pus-o și bancul lângă minge. Da, și partida începe. Marcos Antonio le primește de la Bojović. Ștefan Grigorie, titular. Nicolae Grigore, deocamdată Rapidul pasează meticulos. Nu uită că sezonul trecut a suferit și aici la Târgu Mureș, unde a pierdut 0-1, dar și în Giulești s-a terminat la egalitate 1-1. Trebuie venit zona centrală pentru Târgu Mureș, Ilieș, Pădurețu și Saba. Wagner, într-adevăr, în dreapta, Didi în stânga și un singur om în atac. Este vorba de Subotici, o pasă bună a lui Pancu pentru Surdu. Intervine și Apostol, respinge Paminonda Nicu, ne cere, m-a anticipat, scuze. Nicu și Matei, care joacă lângă el, sunt aproape identici. Șansă mare pentru Surdu după greșeala uriașă făcută de Paminonda Nicu. Minutul 1 al acestui meci și Rapid putea să deschide scorul. Uriașă greșeala lui Nicu. Deac este cu spatele la poartă, pasează cu Ștefan Grigorie, aleargă foarte mult Pancu, iată-l pe Pancu, controlează bine mingea și pasează înapoi la Nicolae Grigore. Foarte frumoasă această pasă lui Nicolae Grigore, dintr-o bucată, minge trimisă alături de poartă, Fanionul rămâne jos, n-a fost offside, Surdu, regele fază, necoronat al ratărilor, prieteni, da, în Liga 1, fără discuții. Dar faza a fost minunată, excelentă pasă dintr-o bucată dată de Bojović. Bojović pleacă acum la națională pentru că Muntenegru joacă împotriva Cehiei în barajul pentru europeni. Au petrecut mult timp împreună la Rapid, Jenci și Pancu. Acum Jenci joacă pentru Târgu Mureș. Jenci a luat două titluri de campion cu Rapidul, cel din 99 și cel din 2003. Isaba este luat în primire pe linia porții, în vreme ce Ilieș se pregătește să bată cornerul sub privirile lui Trombetta. Lovitură de cap, foarte periculoasă, hand se cere. Mingea a fost lovită de Subotici. Protestează gazdele. Mingea se ducea bine, se ducea spre poartă. Jucătorii de la Târgu Mureș se întorc spre asistent, însă ăsta era prea departe. Hai să vedem. Da, este, cred că este hands-ul lui Marcos Antonio. Iată, Marcos Antonio cu mâna pe sus, lovitura de cap a lui Subotici. Este un penalti, după părerea mea, destul de clar, destul de evident, în favoarea Rapidului, penalti pe care Augustus Constantin nu îl acordă. În favoarea gazdelor, bineînțeles, un penalti comis de Marcos Antonio de la Rapid. Repet, regula asta a penaltilor este tot mai tulbure. Se dă penalti atunci când pui mâna pe un adversar și acesta se prăbușește instantaneu și se spune că este ok. La asta nu se dă penalti, da. Și iarăși probabil că se poate spune că este ok să nu se dea. Greu dacă de vrei, convingerea mea fermă este că a fost penalti. Dar poate că nu vrei, nu? Da. Iată că Târgu Mureșul poate fi periculoasă la fazele fixe. Acest Subotici este un colos. Are și un look așa menit să sperie fundașii adverși și arată că poate fi eficient la fazele fixe. Deac, superb în fața lui Pădurețu, reușește să respingă Matei, care îl ajută clar. Nu, Nicu a fost. Ia, îi vom confunda. Matei era și el prin zonă. Steagul rămâne din nou jos. Pancu, față în față cu Albuț. Se complică. Are mari probleme cu ieșirea la offside de apărarea Târgu Mureșului. Și Rapidul dă cu piciorul unei alte ocazii importante. Trei șanse mari de gol pentru Rapid. Subotici va țâșni cu siguranță spre poarta adversă. Este luat în primire de Marcos Antonio, îl păcălește. Centrarea este însă proastă. Greșeala lui Straton, care dă emoții suporterilor rapidiști. Și cu siguranță îi face pe giurășteni să se întrebe când o reveni Coman. Și când o avea Rapidul un bordar de rezervă de nădejde, da? Mă rog, da. Și l-a dat la el, la Bornescu. Foarte bine învăluie Crețu, centrează pe jos Crețu. Ei, și fantastică intervenția lui Albuț la șutul lui Surdu. Extraordinar a apărat Albuț. Surdu își mai trece în cont o ratare imensă, însă
n-a dat rău, n-a șutat rău, Albuț însă am avut impresia că a plonjat chiar înainte ca Surdu să tragă. Iată cum mingea este luptată de Pancu. Cred că au sărit peste minge. Nu, Pancu a luptat. Iasă. La Pancu se vede, vrea să tragă, dă pe lângă ea, Apostol lasă mingea și Albuț are o intervenție fenomenală. Reușind să scoată, este cea mai clară ocazie de gol a meciului. Și cine nu muncește, nu greșește, știi cum e. Era să o comită Albuț, după ce a parat fantastic la un șut slab al lui Pancu. Surdu acuză o lovitură la piciorul drept, însă va continua. Albuț se pregătește să se degajeze. Caș defensiv care se joace între linii. Sunt cele două linii, Rapidul pasează destul de ușor între cele două linii, nu este nimeni acolo care să creeze probleme. Acum însă Subotic câștigă prin placul în duel. Coro, Subotic! Trebuia pasă. Scurt. Trebuia pasă. A făcut foarte bine driblingul spre interior. Didi venea însă la primire, vom vedea pe reluare. Driblingul spre stânga este foarte bun, este scurt. Oro se întoarce târziu, iată-l pe Didi venind. Nu știu dacă era un offside, nu ne dăm seama din unghiul ăsta, dar soluția unui șut la colțul scurt, până la urmă, s-a dovedit a fi neproductivă. Minutul 55, 0-0 în continuare la Târgu Mureș. Rapidul la 5 puncte distanță de locul întâi, de Dinamo. Iată șutul lui Grigore. Nicolae Grigore trage, Albuț atent reține. Ce gol a dat la Wrocław în play-off-ul Europa League. Rapidul a câștigat acolo cu 3-1. Hai să vedem, Topić poate că are șut. Pădurețu este și el lângă minge, Ilieș se îndepărtează de acolo. Topić își ia un elan ala Roberto Carlos, are în față un zid de doi oameni. Nu dă rău, Topić, nu dă rău. Șut frumos, șut tare, însă Straton era acolo. Straton a văzut traiectoria. Nu s-a agitat prea mult, iată, este pe minge, este calm și probabil că dacă balonul ar fi prins cadrul porții, Straton ar fi recuperat. Intră Teixeira în locul lui Surdu. Grigorie trece al treilea vârf, rămâne schimbat acel 4-3-3. Pentru faza defensivă, Răzvan Lucescu are o singură soluție pe bancă, dacă o are, este vorba de Burcă. Ceilalți oameni sunt numai pentru atac. Deac acum. Deac întâmpinat de Isaba. Nu este offside. Grigorie și gol marcat de Rapid. Minutul 61. Primul gol marcat în campionat de Ștefan Grigorie. Iarăși apărarea gazdelor bătută la offside. Excelentă a fost preluarea, mai bine zis stopul lui Grigorie. Și apoi execuția de finețe. Hai să vedem. Perfectă venirea lui Grigorie. Cât de frumos trece de Albuț. Nu este offside. Pasa lui Deac vine la timp. Grigorie scăpat de sub supraveghere. Amortizează mingea. O saltă peste Albuț și înscrie în poarta goală. Execuție tehnică de mare finețe. Primul gol marcat în această ediție de campionat pentru Ștefan Grigorie. Și ce inspirație la Răzvan Lucescu. Da. La faza imediat următoare înscrie, da. După ce a făcut schimbarea, după ce l-a trecut în vârful liniei de atac, Grigorie înscrie la prima fază. Agitație în galeria rapidistă. Rapidul este acum la două puncte de Dinamo. Ilieș se bate pentru acest balon. Nu este Ilieș, este Dan Matei. Sosia sa, Epaminon Danicu, bate lovitura liberă. Rapidul se apără om la om la această lovitură liberă. Bate bine Ilieș, o minge care se duce milimetric pe lângă poartă. Este șutul lui cred că lui Matei.
Nu, Răzvan Pădurețu. Răzvan Pădurețu. Să știi că faza asta a semănat puțin cu golul încasat de Rapid în meciul cu Legia. Acesta este autorul golului, Grigorie. Se repliază bine Pădurețu. Bumba! Revin la el. Dă la fel de bine minge și cu stângul și cu dreptul, de aceea astăzi poate juca mijloca stânga fără niciun fel de probleme. Foarte bună această trecere a lui Herea, care este vârful împins al Rapidului. Centrare, Teixeira, gol, 2-0. Rapid ia punctele aici la Târgu Mureș, minutul 78. Acțiune impecabilă. Foarte bună demarcarea lui Herea. Excelentă, excelentă finalizarea lui Teixeira. Încă un gol înscris de Teixeira. Gol de mare frumusețe. A prins un pic de exterior. Albus nici nu mai apucă să plonjeze. Bumba, din păcate pentru el și pentru Târgu Mureș, ajunge prea târziu și nu îi sputește să-l oprească pe mijlocașul Rapid. Este mult de lucru la Târgu Mureș, foarte mult de lucru pentru Maurizio Trombeta. Târgu Mureșul rămâne probabil cu doar 8 puncte după 13 etape, alături de Mioveni, cu o singură victorie în Liga 1. Aici, la Târgu Mureș, au câștigat până acum CFR Oțelul și foarte probabil Rapid. Oricum, Rapidul, iată, trece peste un hop destul de greu, cu echipa aproape decimată, sau mai rău de atât. Mai mult decât decimată. Rapid stă bine, dar urmează două meciuri destul de grele pentru ea, cu Gazmet Almeria și acasă și la Târgu Jiu cu Panduri. Dar sigur, mai întâi este pauza de două săptămâni pentru meciurile naționalei cu Belgia și cu Grecia. Rapidul conduce cu 2-0, probabil că acesta va fi rezultatul final. Revedem reușita lui Teixeira, jucător care lovește mingea aproape perfect. Împinge mingea ușor, ușor în poziția care îi convine, așa discret, prefăcându-se că iarba are un smoc, a așezat-o acolo unde vroia. La sine o lovitură liberă câțiva centimetri pot fi extrem de importanți. Zid mare, 7 jucători. Îți deschid un unghi. Da. Straton este aproape lângă bara din dreapta ca să vadă mingea. Se atașează și Ilieș zidului, tocmai pentru a-l împiedica pe Straton să vadă ceva. Subotici a trimis pe jos, a vrut să trimită pe sub zid. Și șutul lui Bumba, deviat, dar cred că de un coechipier. Moment greu traversat cu bine de Straton. De ce a putut? S-a făcut rău de emoție, ce a putut? Genji. Da, este apărarea Rapidului, este infailibilă. Totul organizat perfect, toate amănuntele puse la punct, dublajul merge bine, la fel și această mișcare de translație atunci când Târgu Mureșul încearcă să mute jocul de pe un flac pe altul. Se termină. 2-0. 2-0 pentru Rapid aici la Târgu Mureș. Ștefan Grigore și Teixeira au înscris golurile unei victorii clare. E o diferență de valoare.